Celor ce trudesc la această televiziune, doresc ca Dumnezeu să le ajute în truda și în munca lor și să dea Dumnezeu să poată aduce în casele credincioșilor, a celor care îi urmăresc, să aducă cât mai multe vești bune. Cât mai multe vești bune. Aceasta ar fi cel mai important lucru. Însă, sunt convins că în viață și în societate nu se petrec doar lucruri bune, ci sunt și alte ispite și necazuri și este bine ca poporul să știe, ca să se păzească de anumite lucruri care nu sunt în favoarea vieții lui. De asemenea, cu ocazia praznicului, doresc tuturor urmăritorilor acestui post multă sănătate, pace și liniște în familiile lor, în inimile lor, în țara aceasta. Și iarăși vă spun, bucurați-vă în Domnul în această zi de mare praznic a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos a înviat!